Pe Cristina și Șcanu o văd de la un kilometru. Îi văd strălucirea în ochi. Mă rog, i-aș vedea strălucirea în ochi dacă și-ar da ochelarii jos. A plecat destul de posomorâtă ediția trecută, dar astăzi o simt puternică și cu un vibe nou. Nu? Da. Hai, Cristina! Bine, Cristina! Bine, v-am regăsit! Ce faci, draga mea, astăzi? Ești plină de energie, zici? De optimism! Te sunt văd cu armele! Au! Cine a murit și de ce? Relația mea cu regina și cu regele este moarte clinică. Șah la rege! Mă mai alină doar steluța domnului Munteanu de data trecută și sunt în durerea mea. Dar cum te mai simți după ediția trecută? Ei, ce să fac? Am luat și eu un magneziu, un calciu... Am băut vreo două pahare cu apă, n-am mai dormit o noapte, după aceea mi-am revenit, am mai băut vreo două, trei cafele și sunt aici. După aia a făcut niște story-uri de cintrări. Lăsând partea de online la o parte, lăsând partea de online, sufletește, cum ești, cum ai venit? Vreau să știu ce gândești, vreau să știu ce simți, vreau să știu ce te apasă, vreau să știu... Ce te-ar bucura? Mai, ideea este în felul următor. Eu cred că ținuta aia... O să dai și ochelarii jos puțin, că nu-ți văd ochii. Nu mai plâng acum, să știi. Am luat un tratament, ca să nu plâng. Da, mi se pare că e o dovadă de slăbiciune. Păi nu e vorba de asta. Deci, eu în continuare cred că acea ținută a fost bună. Bun. Și la mine, când mi se pare așa o nedreptate, fie că e moda subiectivă, așa cum a zis... Luca, dar dacă era situația aceea singulară, nu era așa o problemă. Doar că eu am și spus data trecută, mereu am fost în coada clasamentului de când am intrat, adică de vreo 9 săptămâni sunt în coada clasamentului. Ceea ce nu este onorant și nici nu cred că merit, ok? Nu zic că am avut întotdeauna cele mai bune ținute, Doamne ferește, nu pretind că sunt aici să învăț exact cum am spus la început când am venit. Dar nici nu meritam să fiu mereu în coada clasamentului și consider că am fost nedreptățită, așa pe ansamblu. Iar situația de data trecută a fost așa, picătura care a umplut paharul și din cauza asta și eu sunt și sensibilă și bătăioasă în același timp. Lucrurile astea două sunt foarte greu de dus. Și na, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Deci de cei doi te consider nedreptățită? De rege și de regină? Situația, da, că așa s-a întâmplat. Data trecută așa s-a întâmplat. Dar putem accepta și momentul în care alți oameni nu sunt de aceeași părere cu noi? Cum să nu? Adică tu pretinzi că ținuta era foarte bună din punctul tău de vedere. Foarte bună. Era o ținută bună, nu merita doar o stea. Dar putem accepta că, uite, Cătălin poate a văzut altfel lucrurile. Dar normal că o accept. Eu am spus că nu mă refer doar la situația de data trecută, singulară. Pe ansamblu, faptul că eu mereu am fost în coada clasamentului. Da, de 8 săptămâni, 9 săptămâni. Deci, Cristina, și am mai fost o situație, că n-am fost îmbrăcată bine la niciun eveniment mondel la care am participat în viața mea. Asta a fost foarte urât. Adică... Noi te urmărim și paraurmărim și te apreciem, că altfel nu ți-am dat acolo like-uri, dar nu asta e problema acum pe Instagram-ul tău. Ce biarul s-a luat steluțe, nu e? Tu ai intrat mai târziu, firesc să nu fii atât de repede apreciată de noi și firesc să nu te obișnuiești cu stilul ăsta al nostru. Eu te-am apreciat de multe ori, de foarte multe ori chiar. Nu știu, acum am murit și la Luca ce au făcut, dar eu mi-aduc aminte, scuză-mă că ți-am dat de foarte multe ori stele, nu știu de ce te afli în coada clasamentului, să știi că și în alte sezoane au fost fete foarte bune care au stat în coada clasamentului și niciodată, vum! S-au dus undeva sus. Doamne ajută! Degeaba te-ai supărat că ai fost acolo la eliminare, pentru că, repet, la multe eliminări concurente de top s-au văzut în situația aia și... La ultimele eliminări numai eu am fost, La alte sezoane. Și ce spuneau? Nu-mi vine să cred că eu, Xuleasca, sunt la eliminare. Și erau cu ținute bune.
tine, la situația de data trecută de la eliminare, oricum m-am asumat că mi s-a întâmplat un eveniment neprevăzut. Nu știu dacă era ea aici, dar atunci nu a fost la o eliminare în față? I don't care, sincer, Tonciu conducea în topul clasamentelor și cu puncte și cu steluțe și cu public și bine, cu tot. Cătălin, și cu hai toată... să nu dăm exemple aici de alte persoane și așa mai departe. Păi nu e, dar ți-am dat un exemplu, adică nu trebuie să te marginalizezi și să faci așa, pentru că, repet, și una ca Tonciu care putea să stea așa ca Belfera pe spate, a fost la eliminare și la fel de plină de nervi a fost și ea, dar e firesc, e un concurs. Nu suferim comparație pentru că suntem total diferite. Adică chiar nu... Nu ne-a acuzat că te-am comparat cu Bia Rus sau cu altcineva, adică, pentru că n-ai de ce. Nu e un atac, Andrei, am zis că suntem pur și simplu târziu, diferite. Târziu, dar m-am trezit. Asta mă mira. Da, m-am trezit cam târziu. Dormei? Adică, nu mi se pare, a lucrat cu... Nu mi se pare corectă atitudinea ta, deci, și stilul tău de a vorbi, pe bune. Dacă am venit aici să facem diferențe și... Dar tu ai auzit ce s-a vorbit până acum? Am auzit foarte, chiar am auzit. Nici n-am apucat să spun. Eu am vă rog să frumos, domnul Cătălin început... Botezatu, să nu faceți comparație. Da! Adică, am spus, okay. Nici să nu, ori pe orice... Băi, dar ce aveți toate cu mine, mă? Stați puțin, ce aveți toate cu mine? Nu, eu refuz să... De ce mă subestimați? De ce considerați că Andreea Tonciu despre asta a fost nu poate să fie... Cred că ai o problemă care nu are legătură cu ce se întâmplă aici. Dar eu ce aș avea să nu pot să fiu în top sau să fiu cea mai bună? Cine a spus asta? Andreea, dar eu am spus că și tu ai fost aici la eliminare și fiind o concurentă bună, ai înțeles această situație. Da, dar eu pe mine m-a deranjat ce a spus Cristina. Ce am spus? Vă rog frumos să nu mă comparați, nu faceți comparații. Adică de ce? Pentru că fiecare suntem diferite. Unul la mână, doi la mână. Da, dar cum ai spus-o tu, vis-a-vis și de Bia, toate suntem egale, iubito, aici. Toate suntem egale. Andreea, nu căutați de ce. Din punctul meu de vedere, nu ai de ce. Te rog frumos, eu nu-ți permit să faci această acuzație asupra mea. Te rog frumos, cât timp eu te respect pe tine și din partea ta vreau respect. Fii atentă. Mulțumesc. Încep să spun, oprește-te să vorbesc. Nu am ce să mai vorbesc din momentul o să vorbesc cu Ilinca. Și tu și Alexandra Ungureanu, cu subînțeles, v-am spus și vă repet, fetelor, nu sunt ceea ce par și gata. Andreea, te-am bărăs de ceva, nu mai vreau să discut, mă subestimați, mă deranjează, mă subestimați, punct. Eu n-am ce să vorbesc. Uite, eu din momentul ăsta nu mai vorbesc cu tine cât sunt aici. Nu mă interesează. Pentru faza pe care ai făcut-o acum, pentru ce ai vorbit, nu mai vorbesc eu, ai înțeles? Okay. Perfect, gata. Pentru că eu n-am venit aici să mă subestimeze Cristina Șișcanu sau Alexandra Ungureanu. Păi, pentru vrei? Că eu n-am subestimat pe nimeni. Te-ai dat în petec într-un final, nu aiurea, e adevărat, te dai fără motiv. Fiecare dată în petec, te-am respectat. Fără motiv, te-am Andreea. Respectat. Nu, fără cum motiv. Adică n-am un motiv? Fără când motiv. Îi spui unui jurat, ești nervoasă, unu... ce înțelege publicul sau dar colegele mele, ce au înțeles? Nici când spui, vă rog să frumos să nu faceți o comparație. Nu m-ai lăsat să vorbesc. Da, eu ce-am înțeles când îmi spune cineva... Vă rog frumos să nu faci... Înțelege ce vrei. Nu faci o comparație între mine și Cristina. Nu-ți răspund, pentru că ai greșit. Nu am greșit. Enorm cu această acțiune față de mine. A fost gratuită. Deci tu greșești foarte mult. Din momentul ăsta, te rog frumos. Pa, la revedere, atât. Mă vezi bună dacă vrei, dacă nu. Gratuită. Scuză-mă, fetițo. Am fost foarte finuță. Am gratuită. Fost foarte te-am respectat foarte așa, mult. Dar și eu la fel te respect. Poate. Nu, văd că nu mă respecti. Asta e mintea ta. În acest moment... respecti. Asta nu este respect aici. Mie nu mi se pare că tu ai dat dovadă de respect față de colegele cu care ești aici. Că eu sunt nebună și că fac glume. Care și colege? Că așa este stilul despre meu. Ce colege? Și stilul de a vorbi. N-are nicio legătură cu realitatea. Ai înțeles? Ce dar eu niciodată nu mi-am permis bine. Niciuna dintre voi să vă jignesc atât de sub. Asta și atât de urât. Iar tu începi acum să zici cu jignirile? Mai subestimat și aici dă dovadă ce te-am subestimat? Nu, mai subestimat. Cu ce te-am subestimat, să facă Andreea? Domnul Cătălin Botezatu o comparație între cu mine ce și te-am tine. Subestimat? Dacă vreau să fiu impertinentă și obraznică, cu ce puteam te-am să răspund. Subestimat? Poți dar să răspunzi ce am tu. Avut încredere în tine, Cristina, te-am considerat o mamă ca și mine, am stat de foarte multe ori la discuții și la telefon nu, și afară și văd că o dai cu muci în fasole, dar da, las. Nu, asta tu ai dat-o pentru că ai nu am dat-o, pentru că nu eu am spus chestia asta. Eu n-ai stăteam înțeles. Și vedeam de treaba mea. Cristina, nu a jignit-o pe Andreea, nu s-a luat de ea, nu a făcut o comparație. Pur și simplu, în momentul respectiv, nu era vorba despre Andreea, nu ar fi fost vorba despre nicio altă concurentă, ci despre cum se raporta Cristina la o situație care nu i-a convenit. Vis-a-vis de punctajul ei. Andreea nu a fost atentă, a luat informația din zbor și uite așa.
N-ai înțeles nimic. Nu, no, e. N-ai înțeles, ai înțeles. O să înțeleagă publicul de acasă tu, și asta de alte, e de ajuns. Din alte considerente. N-ai înțeles nimic, în fine. Dar ce trebuie să înțeleagă, Andreea? Spune-ne nouă. I-am cerut lui Cătălin pur și simplu, adică să nu dai exemple. Mi-a dat-o pe Andreea și s-a nimerit să fie ea. Adică să nu mă compare cu nimeni, că eu sunt eu. Mai bine sau mai prost, sunt eu. Și nu, adică nu schimbă cu nimic situația mea dacă îmi dă exemplu pe Andreea, pe Teo, pe Oana, pe... Asta am vrut să spun. Dar stilul tău de abordare important. Și stilul tău de a spune, s-a înțeles altceva. Nu e, băi, dar mai tu răbdare, așa cum ești tu. Cum ești ai, tu? Ai apucat să te enervezi și... Degeaba! Deci te-ai enervat degeaba și ai stricat o relație frumoasă cu mine, aiurea. Pentru că eu nu te iert pentru chestia asta. Tu relația frumoasă dintre mine, care se pare să fie frumoasă, dar văd că nu este pentru că nu suporți grade de comparație. Iartă-mă, iubita mea, că nu putem să ne comparăm. Înțeles tu asta. Iartă-mă, că n-am... Hai, gata, Andreea. N-am. Am crezut totuși... Nu, am crezut că totuși că ești o femeie cu capul pe umeri. Crede-mă, Cristina, dar s-a văzut. Reacția Andrei m-a lovit ca un trăsnet. Pentru că, pe departe, a fost gândul meu să o atac pe ea. Nu. Mie mi s-a părut neîntemeiat argumentul lui Cătălin Botezatu, că a fost și X, că nu zic Andreea, că dacă spunea că Oana Radu sau o altă fată a fost la eliminare și că nu știu ce, și de fapt era o replică la ce a spus Cătălin Botezatu, că nu mă interesează cine ce a făcut. Pe mine m-a interesat strict situația mea. Nu am desconsiderat-o pe Andreea, nici nu m-am gândit la așa ceva. Cristina face greșeli foarte mari și nu-și dă seama și jignește foarte, foarte urât. Adică comparațiile astea pentru mine dor mai rău decât mi-ai zice ești proastă, ești tâmpită sau să mă înjuri, gen. Adică aici se vede că nu este omenie și că nu respectă. Asta vorbim despre omenie. Noi vorbim acum despre omenie. Omul când se simte vinovat, nu... Tot el vrea să plece cu capul sus. Nu este nicio problemă. Chiar nu mă interesează. Doar că mă așteptam din partea ei să fie altceva. Nu te supăra, nu ți se pare o jignire? Iartă-mă că te întrerup acum și că te întreb. Nu. Să faci o comparație între tine și Bia, dar ce avea Bia Rus? Era și ea un om ca tot omul. Ce Bia Rus se prezenta din punct de vedere stilistic foarte prost. Așa. Și era dezonorant pentru mine să mă aflu în clasament alături de ea. Este strict situația mea și a ei, care pe tine nu te privește, Andreea. Dar de ce nu m-ar privi cât timp eu fac parte din acest... Nu, dar n-are de ce să... De ce n-am voie? Ba da, dar... Mie să nu mă privi. Adică nu te atinge cu nimic, adică nu-ți face niciun rău chestia. Adu-ți aminte că eu am fost și eu printre ultimile și n-am comentat nimic. Și chiar dacă eram lângă Bia, nu comentam nimic. Și Bia este un om. Ok, alegerea ta. Dar de ce trebuie să avem atitudinea asta și să vrem să fim... să fim cei mai buni. Normal, ne dorim toți să fim cei mai buni, cei mai tari. Singur. Dar ce nu vrei de la mine, poate Andreea? Și eu îmi doresc mult, dar nu vrei pot. De la mine? Ce treabă ai tu cu situația asta mea cu juriu? Ce treabă ai tu? Că nu înțeleg. Ce treabă am eu? Mai jignit. Asta e treaba mea. Tu mai jignit și nu trebuia să o faci. Ascultă-mă, susții. Nu trebuia să o faci. Adică a plecat Bia Rus și acum a rămas Andreea Tonciu. Ei, uitați fetele, dragele mele concurente, că Andreea Tonciu o să vă demonstreze foarte multe. Foarte multe și o să rămâneți toate cu gura căscată. Ascultă-mă. Ești o fată, și credeți-mă că Andreea Tonciu poate. Și poate mult. Andreea, permite și Cristina să răspundă, te rog. Îți doresc succes, Andreea. Ai greșit foarte tare în acest tu moment. Tu spui mie că am greșit, dar nu ți-e rușine cum să-mi spui tu mie că am greșit? Când eu nici nu eram în interpretarea situației, Andreea. Dar cum să interpretezi acum că tot eu greșesc? Auzi, tu te cerți pentru nu, că vrei eu să nu mă cerți cu mine sau chiar nu, e pe eu bune nu mă cert acum cu tine. Vreau să-mi spun punctul de vedere și vreau să-l vadă și telespectatorii. Hai, spune. Pentru că tu vrei... Nu mai, gata, Ilinca, nu. Nu mai vreau să discut. Corect. Așa. Nu. Altceva. Pă bune. Dacă am ajuns într-o emisiune TV nu să știu vin, ce te-a lovit. Dacă am ajuns într-o emisiune TV și să vin să fiu subestimată de colegele mele, eu cred că ar fi cazul să n-avea nicio legătură. Dar nu fac. Nu avea nicio legătură situația ta cu Alexandra, pentru că vreau să rămân și să câștig acest concurs. Mai vreau să văd deșteaptă și termină, Andreea. Să câștig acest trofeu. Ascultă, nu mă interesează banii, vreau să fiu cu și să vă demonstrez că eu pot. Dar nu te am venit la acest concurs să învăț
ce o să învăț și o să pot. Punct. Conciu, gata, nu, n-ai de ce să-mi demonstrezi mie nimic. Nu mai vreau să nimic. Vorbesc cu tine că m-ai subestimat. Nu sunt la nivelul tău, Oameni scuză-mă. Ferește. Din anumite puncte de vedere nu ești, e adevărat. Din mai multe puncte de vedere nu sunt la nivelul tău. Așa. Da, ai inițiat o ceartă cu mine, gratuit, prostește, fără să gândești. Te-ai enervat ce ai făcut cu Alexandra și te-ai certat cu mine aiurea. Dar este adevărat. Aiurea te-ai certat cu mine, nu. Să știi. Să-ți pară rău și să ai conștiința încărcată pentru asta. Oamenii cu care stau în preajma mea, nu-i subestimez. Du-te de aici, Andreea, că n-am, deci n-am spus lucrul ăsta. Nu am spus lucrul ăsta. Ai niște chestii cu care tu trăiești în capul tău. Nu există așa ceva, punct. Bine. Hai să vedem cum arată ținuta. Am și eu nevoie de un pahar cu apă, că nu mai pot să vorbesc. De multe ori a avut ea reacții la adresa mea, pe care eu nici nu le-am băgat în seamă. Mi-a zis să tac când eu vorbeam și când am fost întrebată, îmi spunea să tac, că vrea să spună ea ceva, am lăsat-o în pace. Nu înțeleg de ce a devenit un vulcan așa, într-o situație care chiar nu o privea. Adică... Mie nu-mi plac... Frate, eu dacă... Orice s-ar întâmpla, dacă îți dau un exemplu, Oana, că Oana mă înțeleg cel mai bine, dacă și Oana ar greși, eu i-am spus, când a greșit, i-am spus. Mie nu-mi place, stai că nu zic, că nu știu ce, că mie nu-mi plac. Asta înseamnă să faci strategii, asta înseamnă să fiți perverse și să mințiți. Asta înseamnă. Dacă ea continuă pe această linie și declanșează un război cu mine, nu o să vorbesc cu ea, pentru că nu este logic ce a făcut. Dacă spuneam eu ceva și chiar o deranjam cu ceva și era logică reacția ei, da, puteam să am un dialog și să ne argumentăm fiecare replicile. Da, îmi place foarte mult make-up-ul pe care l-a abordat. Îmi place cum îi stă cu șapcă. Bocancii nu-mi plac. În această rochie îi stă foarte bine. Nu mi se pare că a făcut cine știe ce styling. Din punctul meu de vedere, sunt în această emisiune Ilinca și pot să-mi dau cu părerea. Corect. Așa. Și cam atât. În rest, îmi place cum îi stă cu șapcă și make-up-ul este foarte frumos. Mulțumesc, Andreea. Hai să ascultăm și părerea juriului. Cristina, te rog. Bună! Bună! De unde ai scos, dragă, rochia asta? De la magazin din mall. Dai, nu mă zăpăci. Cum? Nu mă zăpăci. E urâtă? Nu. Nu. Măi, Șișcanu, a venit momentul, 150 fetiță, de lei, să-ți spun că, uite, astăzi ai cea mai bună ținută din platou. Wow! Și chiar cred asta. Inclusiv cum ți-ai prins părul. Sincer? Păi, nu, glumesc. Da, sincer. Mulțumesc frumos. Să preia cazul Măsa Mare. Plângi, Cristina? Să nu plângi iar. Nu. Ei, nu. Pe cine păcălești? Ești bună, ești frumoasă, ai multe aturi. Uite, poți face dintr-o ținută extrem de simplă, de 150 de lei, dar cu niște bocanci fain, cu o geantă făcută mișto, cu o șapcă pusă. Așa, uite, de câte ori când ți-ai scos de două ori ochelare și de două ori am zis, mamă, ce seamănă cu Angelina Jolie. Exact! Ești foarte frumoasă, jur, nu este un compliment grav. Jur, ajută și machiajul. În turistul. Da, deci semeni cu Angelina Jolie, ceea ce este foarte mișto, eu o idolatrez. Mi-ai zis la prima ediție sau la a doua. Ți-am zis și o să zic, ori de câte ori te voi vedea așa și că te vei asemăna cu acea frumusețe, că ești de acolo. Bravo, astăzi ai reușit. Ținuta de astăzi este foarte bună. Dimensiunea, modelul bocancilor, nu mai vorbim de geantă, nu faptul că e de brand o face atât de frumoasă, ci felul în care ales o porți. E o geantă destul de greu de asortat, de styling, integrat de, exact, în ținută, știu. Arăți impecabil. Când este, este și repet, vă pup unde vreți voi, dar altfel nu vă mai învățați toate că sunteți Dumnezeu modei, că cred că o să terminăm păruite această competiție. Vă spun sincer. N-am, și să știi că fetița ei a spus că, și-a pus o perucă blondă în cap și a spus că vrea să fie Raluca Bădulescu. Nu cred, pe bune, Petra, da. Așa a făcut, da. Îngera frumoasă, da, și-a pus o perucă blondă. E pe Instagram. O adoră și o divinizez, mă, uita pe Instagram. Ne-ai făcut de balamuc pe Instagram?
Cred că te-am tăguit, da, da. Și mai n-am văzut, mai făcut și de balamuc în același timp? Nu. A, bine. Nu, dar chiar dacă e mai de mult, înainte de situația, n-are nicio legătură. Eu n-aș face, nu știu dacă voi ați observat. O să mă faci dacă vrei, că nu mă supăr oamenii. Nu, dar nu e vorba de asta. Nu știu dacă ați observat, oricât de bătăioasă aș fi, oricât de replici poate acide am sau așa, eu sunt o fire foarte modestă și respectuoasă. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Ba da, am observat, dar este în regulă să fii bătăioasă și în regulă să aperi ținută, în regulă să-ți aperi poziția și dacă ți se pare că ți se fac nedreptăți, să comunicăm. Cristina Șișcanu, da, și eu spun că ai cea mai bună ținută din seara asta din platou. Mai e o ținută care îmi place mult. A vorbit 17 minute. Da. Cine, eu? Da, 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 tu. Îți bag ăsta în gură. Gata. Mulțumesc. Vorbește enorm, Felița, nu mai apucă nimeni să spună nimic. Nu mai am loc de asta la masă, latră. Că Șișcanu, că Fetița, că Petra, că Ionescu, că Geanta, că Brandu. Dă calificativ, Moris, și gata. Mulțumesc frumos! Felicitări, Cristina! Nu mi s-a părut cea mai bună ținută din platou, poate nici una dintre cele mai bune pe care le-a purtat vreodată. Mi-a plăcut cum este cu negru, dar nu mi-au plăcut acei bocanci, mi se pare că acolo ținuta se rupea definitiv și... Na, cred că pur și simplu... Juriu a intrat în această stare indusă de ea prin faptul că tot a fost nemulțumită și cumva steluțele au venit un pic mai ușor. Asta nu înseamnă că Cristina nu are performanțe stilistice foarte ok și că juriu nu știe ce face. Dar cred că a fost un context în care s-a potrivit balsam pe rană, steluță pe steluță și a fost bine. Dacă după emisiune s-a supărat pe mine, pe regii și pe regina că nu i-am dat, și ce fac, mă, după fiecare emisiune în care când nu o să-i dau stea, la următoarea o să-i dau stea, ne uite, recunosc, când ăsta, că ăsta o să-l supăr pe mine, că nu merita nici acum stea. Era bună ținută, dar dacă pe mine mă deranjează, ți-i stea că văd să fie poate în fund. Să nu mai înceapă scandalul, iar... Ținuta pe care avea astăzi era bună, dar pe mine oricum mă deranjează faptul că pe toate trebuie să le pempărim așa ca pe beluș, o, te-ai supărat, o, iar ele s-au supărat și că, da, am spus eu că de-a lungul timpului le-am observat că nu au fost printre cele mai bine mergate vedete pe știu, eu știu, din România. Bă! Am fost ipocrit. Nu merita. Ținuta. Nu merita să ținuta. Ținuta era bună, mă pus. Și ea, vrei să spun ceva? Ce? A venit acum, are pretenția să fie divă și să și câștige că ea, Cristina Șișcanu, eu nu cred că va câștiga. Nu cred. Punct. Și dacă mine mie cu de-asta, eu nu mă compar cu... Dar ce să nu te compari? Cine ești? Nu te compar. Dacă vii aici, trebuie să te compar cu toate și să te supui unor reguli. Și unor, adică tu... și unor critici pe care le ai de la noi. Deocamdată noi suntem juri. În viața de zi cu zi poți să mă juri, poți să mă scui, să te crezi cine e frumoasă, are un cafonul, dar are și nu te crezi, dai puțin.